Găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este medicul ginecolog Emanuel Zendrei. Bine ați venit! Bine te-am găsit, bine v-am găsit! Povestim despre HPV, doctor Eli. Așa te știe toată lumea, doctor Eli, pacientele. Doctor Eli, ce este HPV? Auzim în ultima vreme foarte mult despre vaccinul care previne HPV, dar puțină lume știe ce este human papilomavirus. Da. În primul rând, uh, HPV este o prescurtare de la human papilomavirus și este un virus cu transmitere sexuală. Uh, acest virus poate produce leziuni atât la nivelul mucoaselor cât și ale pielii în diferite părți ale organismului. Uh, ceea ce mai trebuie știut, uh, acest virus are în jur de 100 de tulpini, din care vreo 40 uh, e responsabilă de zona genitală, restul pot produce chiar și cancere rectale sau chiar și uh, cancere din zona orofaringiană. Uh, fiecare persoană care are o viață activă sexuală, fie că e femeie, fie că e bărbat, la un moment dat va fi infectată cu acest virus, fără să știe de ea. De ce spun asta? Pentru că uh, virusul, uh, papil uh, virusul papiloma virus, HPV-ul de fapt, uh, e eliminat în maxim 2 ani datorită sistemului imunitar, de cele mai multe ori. Astfel încât persoanele nu știu că uh, sunt infectate cu acest virus. Uh, unele dintre ele pot produce leziuni precanceroase, iar altele pot, uh, sunt responsabile de condilome de la nivelul zonei genitale externe. Bun, eu care nu sunt specialist, pot să-mi dau seama dacă o persoană are sau nu HPV? Da și nu. Uh, ideea e în felul următor. În momentul în care vezi anumite veruci sau condilame, poți să te gândești că e infectată cu HPV. Dar nu poți să-ți dai seama dacă uh, e infectată cu HPV care să conducă către cancerul de coluterin. Pentru că aici vorbim din mai multe puncte de vedere. Sunt tulpini de HPV care provoacă condilame veruci, iar altele care se dezvoltă spre un cancer de coluterin. Sunt total diferite. Cele care conduc spre un cancer de coluterin sunt în număr de 15 și au, uh, sunt cu un risc crescut. Printre cele mai importante sunt chiar uh, tulpinile 16 și 18 care sunt responsabile de 60, aproximativ 65-70% dintre cancer de coluterin provocate de acest virus. Care este portretul uh, purtătoarei sau purtătorului de HPV? Putem să recunoaștem... Uh... Persoana respectivă, există o vârstă între care se dezvoltă sau uh, contează numărul de parteneri sexuali? Nu putem să recunoaștem cu siguranță dacă e vedem sau nu, dar sunt niște factori de risc pentru aceste cazuri. Cum ar fi, cum ai zis, acum am mai zis și tu, numărul de parteneri. Ceea ce înseamnă, cu cât ai mai mulți parteneri sexuali, crește riscul de a te infecta cu HPV și, la fel, Crește riscul dacă tu ai un partener, dar partenerul respectiv are alți parteneri are mai mulți parteneri sexuali. Un alt factor de risc ar fi vârsta. De obicei negii apar la fete tinere adolescente, iar negii sunt foarte contagioși. Un alt uh, factor de risc și alte, uh, ar fi, un alt factor de risc ar fi sistemul imunitar slăbit. Aici depinde de la persoană de la persoană. Unele au un sistem imunitar mai bun, altele mai puțin bun. La fel poate fi și după un tratament supresor, de exemplu, după un transplant. Deci sunt mai expuși infecției cu HPV. Uh, Alte categorie de persoane expuse ar putea ar fi cele cu leziuni ale pielii, mici zgârieturi, mici leziuni, care, uh, datorită leziunilor sunt expuse din nou acestui, uh, acestui virus. Sau uh, un alt factor de risc este contactul, contactul personal. Fie prin contact direct, dacă se ating piele la piele, fie dacă, de exemplu, folosesc un bun comun. De exemplu, o persoană la piscină se, se șterge cu un prosop, iar o altă persoană folosește, folosește acest prosop. Mă refer persoana care folosește prosopul să aibă negi, condilame, zone, zone caracteristice HPV-ului. Negii sunt foarte contagioși. Bun. Vorbim aici de atingere. Sunt foarte mulți parteneri care nu au o viață sexuală activă, dar se joacă. Da. Este posibil să-și transmită virusul? Abstinența scade riscul de transmitere, de riscul de infectare cu virusul HPV. Da, mai sunt și paciente care vin și se spun: Nu am făcut nimic, nu am avut niciun contact sexual decât ne-am jucat. Aici vreau să precizez în felul următor. Uh, atingerea piele la piele este un, uh, un mod de transmitere. Nu e nevoie să fie un, uh, un act sexual penetrant. E destul să se joace și deja se poate contamina. Cum își dă seama o pacientă că este purtătoare de HPV sau se infectează? Avem acele simptome, dar există analize? Nu, sunt chiar asimptomatice și reatii să-și facă consultul ginecologic de rutină anual. Ar fi cel mai indicat. Tocmai pentru asta există și uh, testul babes Nicolau, care este foarte util. Uh, acest test e de mai multe feluri, adică de două feluri mai exact. Convențional sau poate fi în lichid. Cel convențional se ia o mosă de la nivelul colului și se fixează pe o lamă, iar cel în mediul lichid se ia o mosă de la nivelul colului uterin și se pune într-un placon cu un, cu un lichid special unde se pot face și genotipare HPV. Asta ar fi una dintre dintre modalitățile prin care își pot da seama alt mod prin care prin care se poate evidenția virusul HPV este prin colposcopie unde este un uh, instrument special colposcopul care mărește imaginea aria colului de vreo 20-40 de ori se uh, aplică acid acetic iar momentul în care ne apar niște zone albicioase, sunt niște zone suspecte de HPV. Și se face chiar o biopsie și se trimite la laborator, după care avem rezultatul cam în 10-14 zile. Doare? Nu, nu doare absolut deloc. Este non-invaziv și natural să doare absolut deloc. Aici depinde un pic de, de medicul ginecolog, dar în mod normal nu doare. Iar acidul acetic este banalul oțet, deci nu vă faceți griji. Vin din propria inițiativă pacientele? Da. Am observat, am observat că cel puțin aici la Cluj pacientele chiar vin și vin regulat. Aici la Cluj vin. Sunt zone puțin uh, defavorizate unde persoanele nu prea vin și este un factor de risc de a se infecta cu HPV pentru că lipsa consultului uh, poate duce la extinderea acestui virus. Pentru că nu se tratează, nu, uh, nu se tratează și îi transmit de la unul la altul ceea ce vreau să mai zic prin transmitere, prezervativul este un mijloc de protecție parțial, nu este total. Parțial în ceea ce privește HPV. Da, în ceea ce privește hpv -ul. În 2008 s-a început o campanie națională de vaccinare anti-HPV, care nu a avut foarte mare succes. Acum se încearcă din nou. Deja din toamnă, din toamna anului trecut au început vaccinările se continuă, dar uh, nu are foarte mare succes. De ce este foarte important ca fetițele să se vaccineze înainte să-și înceapă viața sexuală? Da, e o foarte bună precizare și nu are succes dintr-un singur motiv, pentru că lumea este destul de reticentă la, la acest aspect. Eu îl recomand cu mare încredere, cu siguranță și merită să-l faceți, și se merită, merită făcut între 11 și 14 ani, de exemplu, cât mai devreme, înainte de a începe viața sexuală. Pentru că uh, efectul lui uh, scade direct proporțional cu, numă, cu creșterea numărului de parteneri sexuali. Deci, cu cât veți avea mai mulți parteneri sexuali, cu atâta efectul va scădea. Și e bine să faceți la o, la o vârstă cât mai devreme. Uh, în momentul în care ești infectat cu HPV, nu mai are... Nu mai are niciun efect, pentru că este o, o modalitate de prevenție și nu de tratament. Deci nu se tratează HPV-ul cu vaccinul anti-HPV, ci se previne. Iar dacă îl faci la o vârstă fragedă, gen 12-14 ani, ai, ai asigurat o lungă perioadă de timp să te protejezi de acest, de acest virus, care este un virus parșiv, nu știi când îl ai și când nu îl ai. Deci îl recomand cu mare încredere și tuturor pacientelor rezite chestia asta. Băieții ar trebui vaccinați chiar dacă nu sunt prinși deocamdată în schema națională? Da, ar trebui și vaccinați pentru că și ei sunt ori vectori, ori dezvoltă această boală. Deci și ei ar trebui vaccinați. În anumite state se vaccinează și ei, dar la noi nu prea. Un sfat pentru părinții de preadolescenți, adolescenți, când ar trebui să își ducă fetița pentru prima dată la ginecolog? În primul rând, ar trebui să fie o apropiere foarte mare între mamă și fică, să poată discuta uh, problemele personale, iar ar trebui să meargă la ginecolog în momentul în care își încep viața sexuală sau în momentul în care au anumite simptome, fie cicluri neregulate, fie sângere, fie dureri. Cam asta ar fi primul consult. Și când vine vorba de vaccinarea anti-HPV, trebuie să se discute cu un ginecolog înainte sau este suficient să meargă la medicul de familie? Ar fi bine să meargă la medicul de familie, dar și la, și la medicul ginecolog. Ceea ce vreau să spun legat de acest vaccin, acest vaccin nu este rezistent la toate tulpinile. Rezistent la cele mai importante nouă tulpini, cele care conduc de obicei spre cancer. Deci nu la toate, nu te protejează de toate, de toate tulpinile. Dar de cele mai importante, da. Și asta e foarte important. Și am reținut că tulpinile 16 și 18 sunt cele mai parșive. Exact. Cele mai periculoase. Facem o scurtă recapitulare și tragem concluziile. Ce trebuie să rețină tinerele paciente? Acest virus HPV se transmite prin contact piele la piele Nu e obligatoriu să fie sexual. 2. Acest virus poate dispărea din organism în maxim, în maxim 2 ani fără tratament datorită sistemului imunitar. Uh, e bine ca Babe și Papa Nicolau să se facă anual pentru a fi depistate anumite anomalii cât mai, uh, cât mai repede, în, în stadiu incipient. Recomand vaccinul anti-HPV înainte de a începe viața sexuală sau la o vârstă cât mai fragedă. Uh, și încă important ar fi uh, tulpinele 16-18, care sunt cele mai, uh, mai periculoase. Cam asta ar fi pe ansamblu de, de reținut. Dar nu uitați că e un... Uh, virus parșiv și bine de mers la medic de fiecare dată când aveți ceva simptome și de făcut controlul anual. Și trebuie reținut și faptul că sistemul imunitar îl poate... Uh, se po poate ajuta organismul să se vindece singur, deci stilul de viață sănătos este cel mai important. Da, o alimentație cât mai bună, cât mai bogată în vitamine. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Eu vă mulțumesc și sper ca lumea să... Să, să meargă la, medic. la Da, se meargă de des la medic. Cu dumneavoastră, să ne revedem sănătoși.